Bună, sunt Nicoleta și... Mă uit la tine. Bună, sunt Nicoleta de la Second Cup. Bună, sunt Nicoleta de la Second Cup și chiar dacă nu este ora ceaiului, astăzi vorbim despre matcha green tea latte. Mă simt de parcă stau la polițiști! Folosită în ceremonia japoneză a ceaiului, matcha este practic pudră de ceai verde, însă este mult mai macho decât ceaiul verde. Multe dintre proprietățile sale se află în fibrele insolubile, iar pentru că frunzele nu sunt lăsate la infuzat, ci se mențin în băutură, ai parte de toate beneficiile pe care le poate oferi. Matcha îți îmbunătățește starea, te ajută să te concentrezi, așa că faceți o pauză, savurați băutura și apoi fiți atenți. Încă una și mă duc! Are de 137 de ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde și este ingredientul perfect pentru întărirea organismului. Era cu sistemul imunitar. De unde am scos organism, nu știu. Este un minunat detoxifiant, bogat în fibre și vitamine. Scade colesterolul, glicemia și arde caloriile. Ce să mai? Sănătate curată! Pentru o băutură perfectă, avem nevoie doar de 2 lingurițe de matcha și 300 ml de lapte cald. Și iarăși m-am încurcat. Nu mai râdeți de mine. Astfel, adăugăm pudra de matcha în cana preferată, turnăm laptele fierbinte și amestecăm până se omogenizează. După preferințe, putem adăuga lapte de soia sau semidegresat pentru cei care țin la siluetă. Sau, și mai simplu, veniți la Second Cup în San Plaza și comandați. În secolul 8, în China, matcha era considerată o exprimare artistică, înrudită cu poezia, nu o simplă băutură. Dacă vrei să stai cu mine la un ceai, să-mi spui ce ai, poți să stai, poți să stai. N-am nicio treabă cu chestia asta. A fost descoperită de către călugării Zen, însă un călugăr budist a dus matcha și în Japonia, unde și-a devotat restul vieții acestei arte. Regatul meu pentru un cal sau viața mea pentru matcha? Viața mea... Eu sunt Nicoleta și vă dau un mare like pentru că ați fost alături de mine astăzi. Rămâneți cu Sunvloggers! Ceai! Ciao! Deci când spun ciao, mă întorc și plec. Ceai? Poți să stai. Era să-mi spui ceai, poți să stai. Păi cum o să zic eu chestia aia așa? Și vrei să și gesticulezi? O să-mi imaginez că muncesc acum.